acum așteptată deja de 4 ani, legea offshore, fără de care nu pot fi extrase gazele din Marea Neagră, începe să devină o realitate. Actuala coaliție a depus în sfârșit astăzi proiectul, urmând ca după Paște să primească și votul final. Companiile vor fi impozitate mai puțin, ceea ce va debloca investițiile, iar liderii promit acces la gaze mai ieftine românilor. Ce conține exact proiectul, știe colega noastră Mădălina Mihalache, corespondent senior pe secția politic. Bună seara, Mădălina, te ascultăm! Bună seara, Sabrina Sergiu, bun găsit, doamnelor și domnilor! În primul rând, companiile private vor putea să comercializeze la liber gazele din Marea Neagră, la prețurile și în cantitățile determinate de către acestea. Statul român nu va putea să impună restricții referitoare la preț, comercializare, ofertare și sau vânzarea hidrocarburilor. Doar în situația de criză energetică sau dacă sunt probleme privind aprovizionarea cu gaze naturale a României, atunci, abia atunci, guvernul poate lua măsuri de vânzare cu prioritate în România a cantităților de gaze extrase. Și nu în ultimul rând, sistemul de taxare al companiilor din energie a fost schimbat, devenind unul mai prietenos cu investitorii. Această măsură fiind menită de a debloca investițiile din Marea Neagră, spun liderii coaliției de guvernare. Companiile care vor vinde sub prețul de 85 de lei pe megawatt nu vor plăti impozit suplimentar. Pentru tot ce depășește prețul de 85 de lei pe megawatt, va fi aplicat un impozit progresiv, între 15% și 70% în funcție de prețul de vânzare. Impozitul va fi de 70% dacă prețul va fi mai mare de 190 de lei pe megawatt.